Da, domnule Anastasie, de când se va majora tariful pentru colectarea bunurilor? Și cum a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău din data de 1 iulie. Și prețul va fi de 17,50 de bani pentru casele... Pentru blocurile de locuit și pentru casele particulare 35. Cât timp această majorare va fi? 2 ani, așa? Cum spuneți, 2 ani va fi valabil această majorare? Am zis că până la finele mandatului nu voi interveni suplimentar. Asta au cerut consilierii, asta am zis. Din ce motiv a fost nevoie ca dumneavoastră să fiți cel care o să semneze acea decizie? Dacă ați putea să ne explicați un pic. Deci de ce consilierii nu puteau ajunge la un consens? Că ați indicat acest motiv. Păi da, ei au ajuns la consens. Cei ce au decis urmează să execute. Să ne spuneți din ce argumente au fost la baza pentru a majora aceste servicii. Eu, din câte înțeleg, Regia Autosalubritate a venit cu o sumă mult mai mare, era vorba de 26 și aproape 50 de lei. Prin consens a ajuns la această sumă, respectiv urmează să execută. Va fi nemulțumirea locuitorilor din oraș, puteți? Certitudine că vor fi oameni nemulțumiți în acest sens. Ce să facem? Avem vremuri bune. Și dacă ați fost, vă pronunțați pe conferința de astăzi a postului sau a viceprimarului demis, Victor Chironda, referitor la acel bloc sau complex despre care anterior rectoratul de la UTM a făcut un anunț public, că iată ce intenție are un agent economic. Cei de Chironda susține că, de fapt, acel proiect de schiță cu schimbarea puzzle-ului este înregistrat la Consiliul Urbanistic, așa cum în anul în care el a fost înaintat, deci și-a fost dizolvat acea membrii, da? Deci componența a fost dizolvată și el a rămas acolo în lista proiectelor spre aprobare. Există acel puz, acel proiect de schiță acolo sau nu? Proiectul, atunci când a fost propus, a fost respins. Alte înregistrări, cel puțin la etapa actuală, noi nu avem. Iar da, să știți că vor apărea mulți specialiști în diferite domenii, așa e genul, să spunem, activităților. Oamenii se pregătesc, probabil, de campanii. Trebuie să fie vocali. Primăria activează în conformitate cu legea și face tot ca să îmbunătățească viața locuitorilor municipiului Chișinău. Am zis, pe teritoriul Universității Tehnice sunt zeci de blocuri. După părerea mea, foarte dubios. Cedate terenurile, construite locuințele, nu știu câți profesori au primit apartamente în acele locuințe. Cred că rectoratul ar trebui să se uite întâi sub nasul lor, după care să facă referință la lucruri care nu există la primărie.